În timp ce Hunedoara cântă și petrece la marea reușită a echipei Corvinul, devenită vedetă internațională după calificarea în Europa League, Deva plânge pentru că echipa de handbal CSM Deva a ratat obiectivul de accedere în Liga Națională de Handbal, Liga Florilor. Ambele echipe sunt susținute din banii publici, de la bugetele locale, dar se pare că la CSM Deva bugetul alocat de administrația locală de aproape 1 milion de euro a fost cheltuit degeaba, pe salarii în valoare totală pe sezonul 2023-2024 de 800 de mii de euro. Invitat în emisiunea Hunedoara în direct, Marian Muntean, om de afaceri și finanțatorul unei echipe de succes a handbalului devean, CSM Deva, consideră că risipirea banului public pe non-performanță este o bătaie de joc față de cetățenii din Deva, plătitori de taxe și impozite. În sezonul 2020-2021, CSM Deva a acces în Liga Florilor cu un buget pe salarii de aproape 43.000 de lei pe lună. În sezonul 2023-2024, după înlăturarea lui de la echipă, de la bugetul local al Devei s-au achitat salarii în valoare totală de 800.000 de euro, bani publici irosiți pe non-performanță, echipa deveană ratând, chiar și cu un buget uriaș, calificarea în eșalonul național al handbalului românesc. Se pare așa o bătaie de joc a risipirii banului public, o bătaie de joc față de persoanele astea din orașul Deva, care își plătesc taxă și impozite și ajung banii pe mâna unor indivizi care în pixul lor stă dorința lor de a face, nu știu ce să facă, dar performanță mai puțină. Și atunci aici e problema și semnalul de alarmă. Băi, ce se întâmplă dacă tu sezonul trecut ai ratat obiectivul și nu e problemă că în handbal și în orice sport se mai și pierde, se mai și câștigă. Exact. Corect, de acord. Dar una e să pierzi cu o cheltuială minimă și una e să pierzi cu bani care ți-ar ajunge să fii în Liga Națională. Apropo, vor spune unii cărcotași, băi, ai fost în Liga Națională și ai retrogradat în primul sezon. Corect, perfect, de acord și mi-am asumat. De ce? Pentru că eu când am fost și am reușit promovarea cu echipa, am făcut-o cu un buget de 170.000 de euro din calculele făcute de mine. Deci 170.000 de euro e o sumă extraordinar de mică în comparație cu cheltuirea sumei de 1 milion, da? Să nu zic un milion și ceva de euro, da? Ei, când am ajuns în prima ligă, nu au fost bani pentru a face o echipă competitivă ca să rămâi în Liga Națională. Așa, pentru cei care nu sunt familiarizați cu sumele din handbalul românesc, pot să vă spun că cel mai mic buget e cam de 1 milion de euro în Liga Națională. În rest, toți sar. Și atunci, deci la bugetul acesta am putea fi în Liga Națională, corect, fără banii ăștia. Dacă eu aveam banii ăștia cât am fost în Liga Națională, nu picam și eram la jumatea clasamentului. Dacă omul nu e responsabil pentru banul public, este o mare problemă, pentru că cetățenii orașului susțin sportul, sunt de acord să fie alocați bani, să fie alocați bani, dar vor și rezultate. Adică degeaba bați pe toată lumea în divizia A și ești pe locul întâi. Când te duci la turneul final pentru calificare, tu vii acasă cu coada între picioare că te-au bătut alții. Deci astea nu sunt rezultate. Ori astea, din punctul meu de vedere, este un rezultat în spatele căruia tu te ascunzi ca și conducător și, bă, ești pe locul întâi. Ești pe locul întâi, corect. Dar cu câți bani ești pe locul întâi? Că tu în divizia A, în grupa în care ai fost, ai jucat cu junioare 1 care nu au salar, ai jucat cu echipe care aveau salar, indemnizația de efort pe care nu se impozitează niciun ban, adică 700 de lei, și vorbim de lucruri care sunt făcute fără ca să ai o idee despre sportul respectiv.